Fostul procuror general Alexan Stoianoglu a rostit astăzi ultima pledoarie în fața judecătorilor înainte ca instanța să se expună în dosarul în care e acuzat de depășire atribuțiilor de serviciu. Acesta pledează în continuare nevinovat și vrea să fie achitat. În același timp, procurorii cer 8 ani de închisoare pe numele fostului procuror general. Stoianoglu urmează să-și afle sentința peste 2 luni. Nu recunosc vina în infracțiune care îmi este incriminată. Am ajuns în fața domnilor voastre nu pentru că am comis infracțiunea dată, dar pentru faptul că am încercat să scot procuratura sub influența politicului. Toate dosarele penale pornite împotriva mea au fost pur și simplu inventate, fiind fabricate în baza unor pseudo-investigații jurnalistice și datorită acțiunilor abuzive ale procurorilor. După o pledoarie care a durat 40 de minute, fostul procuror general a cerut instanței de judecată să fie achitat. Judecătorii urmează să delibereze, iar la finele lunii februarie să-și pronunțe decizia. În acest dosar, Alexandru Stoianoglu este învinuit de acordarea indemnizației unice de 270.000 de lei fostului șef al PC Cox Nicolae Chitoroagă la plecarea sa din sistem. Potrivit procurorilor, ilegalitatea constă în faptul că Nicolae Chitoroagă nu avea dreptul la indemnizația unică, deoarece în perioada respectivă era urmărit penal pentru îmbogățire ilicită. În cazul în care, în privința unui procuror, este pornită o urmărire penală, nu se permite să fie achitate indemnizația la eliberare din muncă. Domnul Stoianoglu cunoștea acest fapt și domnul Stoianoglu, în cunoștință de cauză, depășind atribuțiile de serviciu, a comis aceste acte și a dispus achitarea serviciului. Procurorii cer ca Stoianoglu să fie condamnat pentru această faptă la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip semi-închis. Acesta nu este singurul dosar pe numele fostului procuror general. Stoianoglu mai este învinuit pe alte 3 capete de acuzare: corupere pasivă, activă și fals în declarații. El se declară nevinovat.